Case părăsite, străzi pustii, bătrâni și copii, vorbim despre satele din Moldova. Datele Biroului Național de Statistică arată că în ultimii 10 ani populația satelor din Republica Moldova s-a redus anual în medie cu peste 3.000 de persoane, ceea ce ar echivala cu dispariția a două localități de mărime medie. Mai multe despre depopularea satelor urmăriți în reportajul următor. Satul Petrunea cu 20 de ani în urmă era plin de oameni care își iubeau localitatea. Nu plecau de aici pentru că satul Petrunea avea pe atunci o infrastructură dezvoltată, drumuri petruite, trotuare pentru pietoni, fiecare gospodărie era conectată la apeduct. Dar după ce țara noastră a devenit independentă, oamenii au rămas fără locuri de muncă. În anii 70-80 ai secolului trecut, satul Petrunea era plin de viață, cu familii cu mulți copii, rar familie care avea 2-3 copii în familie. Majoritatea familiilor aveau câte 5-7 copii. În școală era un număr de peste 560 de copii și din această cauză chiar și foaieurile au fost transformate în clase. Astăzi aceste foieuri sunt pustii și nu numai ele, dar și săli de clase întregi. Săraci și plini de disperare au luat drumul pribegiei, iar acasă au rămas doar vârstnicii și copiii. Copiii care au tot ce-și doresc, însă nu au parte de o îmbrățișare, de un sfat atunci când au nevoie și o mângâiere care i-ar da mai multă încredere în sine. Mă, ce simți tu fără părinți? Îmi este foarte supărăcios, deoarece când văd copiii cum merg pe stradă cu părinții de mână, cum au niște zile foarte, zile de naștere, sărbători petrecute foarte frumoase, iar eu doar îmi văd părinții prin calculator și mi este foarte nespus de dor de ei să-i ating, să le spun o vorbă dulce. La moment trăiesc doar cu tata. Mamica este peste hotare. Unde ești plecat? La Moscova. Ești plecat de mult timp? Da. Cam de cât timp? Cam de când aveam 6 anișori. Și acum? Acum am 13 ani. 13 ani. Da. Deci undeva... Undeva am 6-7 ani de când trăiesc fără mama, adică mamica vine momentan acasă. Cât de des? Cât de des, maximum vine la 3 luni acasă și stă acasă 2 săptămâni, maximum. Vorbești cu ea când ești plecată? Da, vorbesc pe internet, dar nu am alături mea foarte greu. Locuiesc cu bunica, iar bunica crește încă 3 nepoței mai mici, deoarece părinții lor la fel sunt plecați peste hotare. Bunica nu tot timpul se descurcă singură, are nevoie de ajutorul meu, iar eu încerc să o ajut cu ce pot. Pentru că am grijă de verișoara cea mai mică, o ajut să facă ordine prin casă, acum este lucru pe câmp. Am verișoara când vine de la grădiniță, am grijă de ea, stau cu verișorii mai mici acasă și încerc să am grijă de ei. Satul Petrunea avea pe timpuri două grădinițe mari, moderne, și o școală care devenise neîncăpătoare. În prezent, școala este semipustie. Cu 10 ani în urmă, cu 13, în 2010, erau 410 copii. La moment, avem 216 copii. Deci este evidentă descreșterea copiilor din satul Petrunea. Poate aici aș vrea să spun și motivele care sunt. Desigur, migrația este pe primul plan. Deci migrația masivă a tuturor persoanelor din Republica Moldova a influențat negativ și asupra satului Petrunea. Dacă primii ani când plecau oamenii peste hotare, deci era la un interval sau la o perioadă oarecare de 3 luni sau asta la plecând în Moscova, în țările străine, Italia și așa mai departe. Deci pleca un părinte, rămânând aici pe loc alt părinte cu copiii. Trecând anii, se schimbă deci, viața și vreau să zic că la moment undeva la 25 de copii avem plecați din Petrunea care s-au stabilit cu familiile de acum. Mama, tata, copiii, atât în Italia, atât în Portugalia, în Spania și în Moscova. Deci e clar că ei înapoi nu se mai întorc. Depopularea satelor este generată de migrare în căutare de muncă peste hotare sau la orașe. Se
estimează că în unele sate, circa 40% din populația activă a plecat peste hotare sau în localitățile urbane. Potrivit Biroului Național de Statistică, cel puțin 72% dintre cei 321.000 de moldoveni plecați peste hotare în căutarea unei munci care le-ar asigura un trai decent sunt de la sate. Menționăm că numărul populației din localitățile rurale a scăzut în ultimii 20 de ani cu 230.000 de persoane.